Anul care de acum ne bate la ușă, 2013, este anul șarpelui de apă. Și deoarece interpreții autohtoni sunt cu precădere în atenția Mustăveului, am hotărât să aflăm ce le așteaptă pe vedetele noastre în anul care vine. Pentru asta am apelat la un astrolog. Să începem cu Natalia Barbu. Știm că interpreta își dorește foarte mult și o fetiță, că mamă de băiat este deja. I se va îndeplini visul în anul care vine? Pentru Natalia Barbu, anul viitor vreau să spun că nu este cu mari succese, dar nici nu prea reținut. Adică unică ce vor fi câteva presiuni din partea partenerului. Dorința de a avea o fetiță pentru anul viitor este numai dorință. Norocosul de Dan Bălan și stelele sunt de partea lui. Nu numai că îl așteaptă un an productiv profesional, dar și pe plan personal se pare că îi va merge foarte bine. Oare se însoară? Pentru Dan Bălan, anul viitor va fi cu succes. Va avea chiar multe succese și nu numai în țară, și peste hotare. Câteva probleme în a doua jumătate, dar ele sunt așa de loiale și cu atât mai mult că se vor hotărâ cu ușurință. Noi am văzut că el are o persoană care o adoră, adică și totodată, după cât înțeleg, sunt reciproc sentimentele. În anul 2013, Natalia Gordienco o să facă ce știe ea mai bine. Muncește foarte mult și în continuare pentru imaginea ei. Cât despre dragoste, fără schimbări. Natalia Gordienco va fi un lider activ în grupul care l-are la moment. E posibil în anul viitor să schimbe locuința. Va avea o muncă intensivă și chiar vor scoate toate sucurile din ea. Igor Sârbu trebuie să fie foarte atent în următorul an. Se pare că 2013 nu este chiar benefic pentru interpret. Aș fi dorit să-i transmiteți sau să ne audă pentru anul viitor să fie mai prudent, chiar și cu focurile de anul nou sau, să spunem așa, cu traume și așa mai departe. În general, în comparație cu 2012, anul care vine se pare a fi unul liniștit și fără multe peripeții.